Mobilizare fără precedent în Valencia. Mii de oameni au pornit în marș cu găleți, mături și provizii către zonele afectate de inundații. Autoritățile și voluntarii caută cu disperare persoanele date dispărute și supraviețuitorii. La 67 de ani de la ultima mare inundație din Valencia, oamenii retrăiesc momente asemănătoare, iar misiunea autorităților este tot mai dificilă. Accesul în zonele măturate de șuvoaie este foarte greoi, iar comunicațiile sunt și ele afectate. De aceea, mii de oameni și-au părăsit locuințele și au pornit la pas în căutarea victimelor. Cu găleți, mături și provizii pentru sinistrați, voluntarii au pornit în marș către zonele afectate de ceea ce se consideră a fi furtuna secolului din Europa. Este o mobilizare fără precedent în Spania. S-au decretat 3 zile de doliu național, iar toți locuitorii din Valencia sunt liberi. Din 1957 nu s-au mai confruntat ibericii cu o asemenea situație. În urma inundațiilor de atunci, 100 de oameni au pierit. Acela a fost momentul în care guvernul autonom a luat hotărârea să mute cursul râului Turia la sud de oraș. În locul lui au apărut clădiri uriașe și un parc. De la un an la altul însă, zona s-a dezvoltat foarte mult, astfel încât râul pe noul său curs trece din nou fix prin cartiere. Iar acum, la fel ca în 1957, oamenii privesc neputincioși dezastrul lăsat în spate.